Ordinea de zi a ședinței ordinare a Colegiului Prefectural de ieri a cuprins 5 puncte. Printre acestea s-a aflat și raportul privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale. În conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, anexa 1 la OMP, în numărul 4799, în sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat au fost înscriși 1667 de candidați, dintre care 1048 din promoția 2014 și 619 din promoțiile anterioare anului 2014. Candidații din promoția anului 2014 și candidații din seriile anterioare au fost înscriși la secretariatele unităților de învățământ absolvite în conformitate cu prevederile articolului 35 din metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat. Am avut și câteva nereguli pentru candidați, 17 cazuri de tentativă de fraudă, adică utilizarea copiuțelor și pătrunderea în sala de examen cu telefonul mobil. Nu am avut nereguli semnalate pentru cadrele didactice. Promovabilitate. Înainte de contestații, 19,09. Pe promoții 2014, 19,98, promoții anterioare 18,3. Totodată a fost prezentată și situația unităților de învățământ din județul Telorman la începerea anului școlar 2014-2015. Dintr-o verificare a unui număr de 376 unități de învățământ, din care 124 școli, 230 grădinițe și 22 de licee, s-au constatat următoarele aspecte. În ceea ce privește liceele, 22, din care 17 funcționează în mediul urban și 5 în mediul rural, 21 sunt autorizate sanitar. Liceul Tehnologic numărul 2 din localitatea Roșiorii de Vedere nu este autorizat sanitar, deoarece funcționează provizoriu în altă locație, spațiul care a fost autorizat aflându-se în reabilitare. Din cele 124 de școli, dintre care 21 în mediul urban și 103 în mediul rural, s-a constatat că cele 21 care funcționează în mediul urban sunt toate autorizate sanitar, iar din cele 103 din mediul rural sunt autorizate sanitar 95, 8 fiind neautorizate, deoarece nu întrunesc condițiile de autorizare, adică vorbim de lipsa apă curentă și mai avem și 4 situații, 4 școli, care nu au solicitat autorizarea, deși îndeplinesc condițiile de autorizare. Iar în ceea ce privește grădinițele, din 230 de grădinițe verificate, dintre care 35 în mediul urban, autorizate sanitar sunt 32, neautorizate sunt 3, în mediul rural avem 195, autorizate sanitar sunt 129, neautorizate sunt 66. Din cele 3 grădinițe neautorizate în mediul urban, 2 nu au solicitat eliberarea autorizației sanitare, deși întrunesc condițiile de autorizare, și o grădiniță nu dispune de apă curentă. Iar cele care sunt neautorizate în mediul rural sunt neautorizate din lipsa apei curente. Cu alte subiecte dezbătute în ședința Colegiului Prefectural, vom reveni în edițiile viitoare ale știrilor Media Sud.